mine și în colegii mei astăzi aleși. În dreapta mea l-am pe domnul vicepreședinte Stelian Gima, în stânga domnul Ence Petre. Vor fi colaboratorii mei cu atribuții pe care eu am să le stabilez de comun acord împreună cu ei. Un lucru este foarte clar, domnul Ence Petre va avea atribuțiuni pe fondurile europene pentru că expertiza îl recomandă pentru acest lucru, iar domnul Stelian Gima, cu bogata lui experiență, va avea o zonă destul de vastă de acoperit, pentru că multe lucruri trebuie să făcute, reluate, multe lucruri care nu s-au făcut până acum închiluzate, trebuie puse în funcțiune. Mă bazez pe ei pentru că au experiență, sunt doi oameni tineri ambițioși, chiar de unul vine din altă zonă mai puțin cunoscută nouă, dar eu am spus-o și în campanie electorală, că îmi doresc tinerii aceștia minunați, echilibrați, sigur sunt și alte zone neechilibrate, să colaboreze cu mine, pentru că nu e așa, tineretul îți aduce dinamica și te scoate dintr-o rutină. Sunt alături de ei, îi ajut în tot ce își propun și cred că vor face o treabă foarte bună. Vreau să-i asigur pe atât pe locuitorii acestui județ, cât și pe colegii mei din Consiliul Județean, că îmi voi pune la dispoziție în acest mandat toată ambiția și priceperea pe care am acumulat-o de-a lungul carierei mele, atât în mediul academic, în inginerie, în mediul privat, în antreprenoriat, pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a elabora cele mai bune proiecte pentru județul nostru. În același timp sunt absolut convins că voi avea o colaborare bună cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu colegul meu Stelian Gima, celălalt vicepreședinte, și le mulțumesc consilierilor în încheiere pentru încrederea pe care mi-au acordat-o astăzi. Se spune că dacă nu faci pace cu trecutul, riști să rămâi într-un război continuu în prezent. După două mandate în administrație locală, unul în Consiliul Local Municipal și al doilea în Consiliul Județean, mandate în care am căpătat foarte multă experiență și am învățat multe lucruri despre ceea ce înseamnă administrația locală, mandate în care am și inițiat proiecte considerată la momentul respectiv de bun augur pentru societatea constanțeană. Începând de astăzi, tot ceea ce a fost la momentul respectiv ca și propunere, alături de președinte și de domnul Lupu și de colegul Petrenciu și de tot aparatul administrativ al Consiliului și cel legislativ, avem posibilitatea să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat pe 27 septembrie nu a fost o greșeală. Sunt convins că dacă vom fi sănătoși și dacă Bunul Dumnezeu ne va ține pe toți întregi, nu vom dezamăgi și vom demonstra că într-adevăr ne pasă. Sigur că am stabilit prioritățile. Numărul 1 este sănătatea. Este foarte important și vedeți ce se întâmplă astăzi în această zonă și nu numai la noi. Am făcut apel la toți consilierii județeni să elimine retorica populistă și să înțeleagă că, de fapt, începând de astăzi, mesajul lor este un mesaj unui lider și trebuie, prin exemplul lor, să fie urmat de alegătorilor. Aspectul la nesupunere, la restricțiile care nu-s deloc simple sau de luat, mai corect spus, nepopulare, nu ne face plăcere să le luăm, dar trebuie să respectate. Proiectul educației, care este foarte important și astăzi, după ce a fost foarte, foarte mult timp tergiversat, am venit și l-am introdus spre dezbatere, cum spune legea. El, având un termen de 30 de zile de dezbatere publică, după care să intre în funcțiune. Vrem și vom rezolva problema transporturilor, pentru
copiii din județul nostru. Suntem alături pe tot aspectul lor. Problema tabletelor, din păcate nu suntem noi ordonatorii de credit, dar prin decizia mea a președintelui Consiliului Județean, tot aparatul de specialitate pe probleme de achiziții va fi pus la dispoziția inspectoratului școlar. În așa fel, după cum știți, ieri am avut discuție și cu vicepremierul României și cu ministrul fondurilor europene. Vreau să mai spun încă un lucru. Chiar de nu a intrat în atributul nostru, discuțiile au fost cu operator de telefonie, în așa fel încât evidența și toți copiii care astăzi nu dispun de aceste tablete în cel mai scurt timp, respectăm procedurile de achiziție să fie la dispoziția lor. Și ca un bonus, vor avea abonament plătit un an de zile. Aceste tablete care le vor fi date și vor ajunge la copii vor îndeplini toate cerințele, mai degrabă, spunem, zonele limitative, eliminând posibilitatea de a interfera cu alte site-uri pe care nu ne le dorim să le acceseze copiii noștri. Sunt lucruri care au rămas în urmă în județul nostru. Am făcut o enumerare foarte clară a proiectelor care ar fi trebuit să fie accesate. Astăzi este un program fantastic național de reabilitare și reziliență și mi-am dat seama că sunt multe lucruri care nu au fost accesate, nu au fost puse în practică aici. Și vorbim aici pe sănătate, vorbim aici pe cultură, vorbim aici pe infrastructură, vorbim de multe, multe lucruri pe care o să vi le aducem la cunoștința noastră. Avem foarte mult de muncă prin acest sens. Am atras atenția funcționarilor din Consiliul Județean că au două variante. Prima variantă, care este cea mai bună pentru toată lumea, să se debaraseze de spectrul politic sau de cei care au fost trimiși aici și să-și înțeleagă rolul lor de executant și să pună în practică ceea ce știu. Sau a doua variantă, să plece din Consiliul Județean pentru că mai bine pentru ei. Este o organigramă atât cât trebuie să fie. Vă spun doar atât. Voi elimina din această organigramă departamentele nefuncționale, care nu și-au rolul și care nu și-au făcut niciodată prezența lor utilă în administrarea Consiliului Județean. Deja au început și aici am să vă spun, și la spital am numit alt manager, și la Direcția de Sănătate am numit alt manager, urmează și la Direcția de Drumuri Județene, suntem evaluare la instituțiile de cultură, deci tot ce înseamnă subordonare a instituțiilor aflate sub tutela Consiliului Județean, sunt în evaluare și unde managementul nou și-a arătat eficiența, vom interveni acolo. Noi nu vom face ce a făcut PSD-ul, îi dăm pe aia și azi suntem noi la putere și voi gata, plecați acasă. Nu, sub nicio formă lucrul ăsta nu o să-l facem. Numai că trebuie să identificăm toate problemele astea. Și cel mai important și cel mai dur lucru astăzi în județul Constanța, că n-ai un master plan pentru dezvoltarea acestui județ. Uitați-vă dumneavoastră, n-au reușit atâția ani să ai magistrale de gaz pentru tot județul ăsta. Defrișarea este imensă. Vorbim de accesibilitate, ar fi trebuit pe proiectul de mobilitate, pe conform regulamentului european, trebuia absolut implementat până în 2019. Noi ne-am trezit acum că n-ai nici măcar n-ai desemnat operatori, n-ai încheiat, noroc că aveai niște licențe, dar n-ai încheiat, conform ordonanței, n-ai încheiat acele acorduri cu privire la transportul elevilor. Vă dați seama, ordonanța asta e 70 dată de foarte mult și noi n-am făcut-o nici până acum. S-au supărat colegii noștri de la PSD. Dar trebuia să o faceți, trebuia să puneți. Noi nu ne jucăm. Legile în România nu sunt aleatorii, le respect sau nu respect. Trebuie să le pui în practică. Nu poți să spui că n-ai de unde să pui în practică o treabă de genul. Nu ai cum. Trebuie să găsești resursele, trebuie să găsești căile legale. Și cel mai important lucru, trebuie să rezolvi problemele oamenilor. Nimeni, copiii ăștia au rămas pe bugetul părinților să ducă la școală. Nu interesează pe ei că nu știu ce, nu are cine să asigure sursa de finanțare în condițiile, alte surse de finanțare, te duci acolo. Te duci, convoci Consiliul Județean, le duci acolo, găsești soluțiile în așa fel încât să bugetezi niște sectoare care sunt de importanță majoră în contextul actual și nu numai în contextul actual, nu numai pentru Constanța, pentru toată țara. Suntem între puținele județe în care n-am implementat și n-am transportul gratuitatea pentru elevi.